săracă. Biblia ne spune despre ea că venise în templul la închinare și că avea doar doi bănuți la ea. Că venise în templul la închinare și că avea doar doi bănuți la ea. Și acești bănuți ce-i mai avea în vesterie, în templu îi lăsa. Deși bogații dădeau din Hristos, toate acestea a observat Hristos. Deși bogații dădeau din Hristos, toate acestea a observat Hristos. Lumea coboară, că se uită doar în inimioară. Nu se uită la fața omului și nici de cum la bogăția lui. Nu se uită la fața omului și nici de cum la bogăția lui. Poți să fii aici jos sărac, dar cu Dumnezeu să fii bogat. Poți să fii sărac pe acest pământ, dar să fii bogat în Duhul Sfânt. Poți să fii sărac pe acest pământ, dar să fii bogat în Duhul Sfânt. Pe acest pământ vor fi răsplătite în cerul sfânt. Chiar paharul de apă de l-ai dat, nici acela nu va fi uitat. Chiar paharul de apă de l-ai dat, nici acela nu va fi uitat. Dă din dragoste când dăruiești, căci cu acestea tu ai să te întâlnești. Chiar de-i puțin, dă cu bucurie. Ce face dreapta, stânga să nu știe. Chiar de-i puțin, dă cu bucurie. Ce face dreapta, stânga să nu știe. Îți vei primi și tu a ta răsplată, când Domnul Iisus te va striga duios. Vino, vino, duro credincios. Când Domnul Iisus te va striga duios, vino, vino, credincios, că am fost.
fost gol și tu m-ai îmbrăcat. Am fost flământ și tu m-ai săturat. Și-n temniță, acolo când am fost, la mine ai venit, tu rob credincios. Și-n temniță, acolo când am fost, la mine ai venit, tu rob credincios. Am avut și clipe grele, clipe de durere, și n-aveam pe lângă mine nicio mângâiere. Mi-era așa de grea rana, Doamne, tare mă durea. Îmi părea că mi se gata atunci viața. Mi-era așa de grea rana, Doamne, tare mă durea. Îmi părea că mi se gata atunci viața. Dar ai venit tu la mine și m-ai mângâiat, când n-aveam pe nimeni lângă al meu pat. Numai tu, dulce Iisuse, cu drag mă priveai, iar obrazul meu cel trist tu mi-l mângâiai. Numai tu, dulce Iisuse, cu drag mă priveai, iar obrazul meu cel trist tu mi-l mângâiai. Am știut că ești cu mine și m-am bucurat. Tu mi-ai ușurat durerea când m-ai mângâiat. M-întrebam atunci în mine ce face cel fără tine, când ajunge în grea durere ca și mine. Dar mi-ai răspuns tu duios că ești medicul Hristos, și tu vii la fiecare și dai îndurare. Departe de fața ta, unde mă pot eu ascunde, ca tu să nu mă poți vedea? Aripile zorilor, Doamne, dacă te-aș avea, și în adâncul adâncurilor, dacă aș intra. Și în adânc, dacă aș intra, ochiul tău mă va vedea, căci adâncul pentru tine nu este ascuns. Și-n adânc, dacă aș intra, ochiul tău mă va vedea, căci adâncul pentru tine nu este ascuns.
fi una din zilele mele. Toate tu le numărai și numele mi-l știai. Totul vede, totul știe, tot cunoaște Dumnezeu. Bucuria sau durerea care e în sufletul meu. Cunoaște gândurile mele, nezoința inimii și cuvântul înainte, înainte de a-l vorbi. Cunoaște gândurile mele, nezoința inimii și cuvântul înainte, înainte de a-l vorbi. Cel ce a făcut ochiul, oare nu poate ca să vadă frământarea omului, ce-o are o viață întreagă. Cel ce a făcut urechea, oare nu poate auzi strigătul și rugăciunea, ce-o înălțăm noi zi de zi. Totul vede, tot aude, tot cunoaște Dumnezeul. Și strigătul din miez de noapte este ascultat, dragul meu. Totul vede, tot aude, tot cunoaște Dumnezeu. Și strigătul din miez de noapte este ascultat, dragul meu. Doamne, cine ar putea să se ascundă de fața ta? Niciun om pe acest pământ, oricât ar încerca. Că și Ion a vrut odată să fugă de fața ta, dar și din marea nevolburată de-acolo i-ai salvat viața. Că l-ai iubit atât de mult și pe noi tu ne iubești, chiar dacă valurile mării în viață mai le îngăduiești. Că l-ai iubit atât de mult și pe noi tu ne iubești, chiar dacă valurile mării în viață mai le îngăduiești. De aceea prin încercări să nu mai descurajați, vă îndemn din dragoste, iubiții mei, surori și frați. Că niciun fir de păr din cap nu cade fără voia sa, și încercarea are un scop în viața mea și a ta. Ori Domnul se proslăvește prin suferința ta, sau păcatul-ți curățește prin cutor arzând zura. Ori Domnul se proslăvește prin suferința ta, sau păcatul-ți curățește prin cutor arzând zura. Nu te teme, nu te teme, dacă încercarea e grea. Să știi că Domnul te iubește și El nu te va lăsa. Nu cârtiți în încercare, că va trece și asta. Va fi doar o amintire, suferința ce-a fost grea. Nu te teme, nu te teme, va trece și lupta grea. Vei avea și biruință și atunci te vei bucura. Nu te teme, nu te teme, va trece și lupta grea. Vei avea și biruință și atunci te vei bucura. Dacă poți să faci un bine, fă-l și nu mai murmura.
ajută pe oricine când are o problemă grea. Dacă ești un om milos, milă împarte la oricine. Fii milos cu acei sărmani care n-au aici pe nimeni. Sunt atâția în jurul tău ce n-au pe nimeni și li greu. Tu nu sta nepăsător față de aproapele tău. Mila-i un dar prea frumos pentru omul credincios. Cu ea birui judecata, unind credința cu fapta. Nu-ți închide inima la problema altora, că văduva și săracul întotdeauna îi vei avea. Aruncă-ți pâinea pe ape, că iarăși o să o găsești. Nu te zgârci atunci când tu trebuie să dăruiești. Vorbește cel sărac, tot rugându-se vorbește, iar bogatul nemilos cu osprimei glăsuiește. Omule, de ești bogat, Dumnezeu te-a lăsat să ai multă bogăție, dar nimic nu duci cu tine. Ce ai pe acest pământ, de la Domnul toate sunt. Bogăție, sănătate, de la Dumnezeu sunt toate. Laudă-L și mulțumește pentru ce ți-a dăruit. Că tu ai de toate în viață, iar alții sunt necăjiți. Nu privi de la înălțime, nu privi pe toți de sus. Că nu știi ziua de mâine, dacă nu cumva ajungi jos. Azi ești puternic și bogat, mâine poate om sărac. Azi ai multă bogăție, mâine poate nu se știe. Tot ce faci pe acest pământ vor fi răsplătite odată. Te vei bucura nespus când vei primi tu a ta plată. Când săracii vor striga la ziua de judecată, ăsta-i omul care în viață nu ne-a lăsat niciodată. Mila învinge judecata, așa scrie în cuvânt. Bine faci, bine primești când vezi de pe acest pământ. Cine-i greu lângă neghină, capul pleacă și suspină. Cine-i greu lângă neghină, capul pleacă și suspină. Greul stă plecat în jos, dar el este de folos. Neghina se înalță mare, ea nu intră în hambare. Greul stă plecat în jos, dar el este de folos. Neghina se înalță mare, ea nu intră în hambare.
cine oare asemănat? Neghina în greu curat, vrăjmașul când se pornea, semănase neghina. Dar Domnul va spulbera la seceriș neghina, atunci la secerișul mare, ca să nu intre în hambare. Dar Domnul va spulbera la seceriș neghina, atunci la secerișul mare, ca să nu intre în hambare. În hambarele de sus, greu-i cernut de Iisus, niciun bob de neghină, acolo el nu intră. În hambarele de sus, greu-i cernut de Iisus, niciun bob de neghină, acolo el nu intră. De aceea, frați surori, nu cârtiți în încercări, stați veriți sub crucea sa și Domnul ne va înălța. De aceea, frați surori, nu cârtiți în încercări, stați veriți sub crucea sa și Domnul ne va înălța. Când ești mic, atunci ești mare, când ești slab, atunci ești tare. Când ești mic, atunci ești mare, când ești slab, atunci ești tare. Când ești lovit, tu ești iubit, poate, frate, n-ai știut, că Domnul pe cine iubește, unul iau al mai lovește. Când ești lovit, tu ești iubit, poate, frate, n-ai știut, că Domnul pe cine iubește, cu nuiaua nu mai lovește. Când ești lovit, tu ești iubit, poate, frate, n-ai știut, că Domnul pe cine iubește, cu nuiaua nu mai lovește. Așa vestea că va pregăti calea. Glasul lui Ioan striga, nu-s eu Mesia, cel ce vine în urma mea este Mesia. Ioan stătea în Iordan și boteza, și deodată în fața sa apăruse Mesia. Glasul lui Ioan striga, nu-s eu Mesia, cel ce vine în urma mea este Mesia. Domnul în apă a intrat, pe Ioan el l-a rugat, tu, Ioane, să cutez, acum să mă botez. Glasul
glasul lui Ioan striga: nu-s eu Mesia, cel ce vine-n urma mea este Mesia. Doamne, cum să îndrăznesc pe tine să te botez? Nu-s vrednic a-ți dezlega, Doamne-ncălăță mintea ta. Glasul lui Ioan striga: nu-s eu Mesia, cel ce vine-n urma mea este Mesia. Hai Ioane, Domnul a zis, să împlinim tot ce e scris. Și în dat s-a arătat porumbelul minunat. Glasul lui Ioan striga: nu-s eu Mesia, cel ce vine-n urma mea este Mesia. Duhul Sfânt s-a arătat peste Domnul minunat, într-un chip de porumbel, un semn de la Dumnezeu. Glasul lui Ioan striga: nu-s eu Mesia, cel ce vine-n urma mea este Mesia. Slăvit fie Dumnezeu că a trimis pe Fiul Său, pentru a ne arăta calea, adevărul și viața. Glasul lui Ioan striga: nu-s eu Mesia, cel ce vine-n urma mea este Mesia. Glasul lui Ioan striga: nu-s eu Mesia, cel ce vine-n urma mea este Mesia. Cea de sus, ucenicii cu Iisus, acolo s-au adunat și cina ei au luat, paștele ei n-au serbat. Când erau ei la olantă, învăța Scriptura toată, iar când pâinea o frângea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea Iisus cu ucenicii. Iar când pâinea o frângea,
Doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea Iisus cu ucenicii. Ne-npărtășim, moartea lui noi o vestim, și învierea lui Iisus, până vom ajunge sus, în noul Ierusalim. Când erau ei la olandă, învăța Scriptura toată, iar când pâinea o frângea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea Iisus cu ucenicii. Iar când pâinea o frângea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea Iisus cu ucenicii. Întâlnim, cu dragoste să vorbim, să ne iubim unii pe alții, așa cum se iubesc frații, să trăim ca Iisus. Când erau ei la olandă, învăța Scriptura toată, iar când pâinea o frângea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea Iisus cu ucenicii. Iar când pâinea o frângea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea, doar de dragoste vorbea Iisus cu ucenicii. Dragoste avea Domnul în vorbirea sa cu cei doi ucenici, atunci când s-a întâlnit pe drumul din Emaus. Le ardea inima când Iisus le vorbea, deși nu îl cunoșteau, ei mereu tot stăruiau, ei mereu tot stăruiau, rămâi la noi că-i seară. O, rămâi, rămâi la noi, stăruiau ei amândoi, la cină Domnul a stat și a binecuvântat Iisus cu ucenicii. La cină Domnul a stat și a binecuvântat, ochii atunci li s-a deschis și au văzut că-i Iisus, Iisus cu ucenicii. La mormântul sigelat,
venit Maria. Piatra n-a mai fost la loc, a înviat Mesia. La mormântul sigelat a venit Maria. Piatra n-a mai fost la loc, a înviat Mesia. Domnul plin de dragoste i s-a arătat, ea crezând că e grădinarul l-a și întrebat. Grădinarule, să-mi spui unde mi l-ai dus. Am venit să-mi îmbălsămez pe al meu Iisus. Grădinarule, să-mi spui unde mi l-ai dus. Am venit să-mi îmbălsămez pe al meu Iisus. La ușa mormântului Maria plângea, îl căuta pe Domnul ei, dar nu-l mai găsea. Domnul o strigă pe nume și zise Maria. Ia glasul i-a cunoscut că era Mesia. Domnul o strigă pe nume și zise Maria. Ia glasul i-a cunoscut că era Mesia. Și noi câteodată în viață lăcrimăm duios, când simțim dragostea marea Domnului Hristos. Când era Domnul cu ei, mereu le spunea cum are să pătimească și despre moartea sa. Când era Domnul cu ei, mereu le spunea cum are să pătimească și despre moartea sa. Astăzi Domnul ne vorbește despre a lui venire, să fim gata, pregătiți de marea răpire. Să nu se trezească unii plângând la morminte, ca să iasă morți afară și în locul lor să intre. Să nu se trezească unii plângând la morminte, ca să iasă morți afară și în locul lor să intre. Când va fi o groază mare cum n-a fost vreodată pentru cei ce rămân jos când mireasa-i luată. Dă la margine la alta a pământului, vor căuta oameni atunci fața Domnului. Dă la margine la alta a pământului, vor căuta oameni atunci fața Domnului. Când va fi o groază mare cum n-a fost vreodată pentru cei ce rămân jos când mireasa-i luată. Iar cei ce sunt pregătiți pentru a lui venire, toți
să-l vor întâmpina în văzduh pe mire. Și cei care au adormit se vor deștepta și împreună cu cei vii îl vor întâmpina. Atunci va fi bucuria cea mult așteptată de poporul său iubit, mireasa lui cea dragă. Până atunci să veghem, stând în rugăciune, că timpurile ce trăim spun că Domnul vine. Până atunci să veghem, stând în rugăciune, că timpurile ce trăim spun că Domnul vine. Să trăim sfințenia în fiecare zi, ca atunci când va veni să ne poată răpi. Să trăim sfințenia în fiecare zi, ca atunci când va veni să ne poată răpi. Să ai un loc de închinare, acolo să îți vergi focul inimii tale. Acolo să te îmbraci cu dragoste, iubire, și apoi în adunare să poți să ai părtășie. Acolo să te îmbraci cu dragoste, iubire, și-apoi în adunare să poți să-i părtășie. Când te întâlnești cu frații, pe toți îi vezi mai sfinți, și din ochii tăi tu vergi lacrimi ferbinți. Pe toți îi vezi mai mari, pe tine doar mai mic, gata să le slujești la oricine, oricând. Pe toți îi vezi mai mari, pe tine doar mai mic, gata să le slujești la oricine, oricând. Așa-i când ești umplut de dragostea lui mare, ea nu se face doar numai în adunare, ci umplerea se face din odăița ta, iar uleiul din vas așa nu va scădea. Ci umplerea se face din odăița ta, iar uleiul din vas așa nu va scădea. Dragostea lui Iisus e dragoste, iubire. În dragostea lui Iisus nu este clevetire. În dragostea lui Iisus e atât ajutorare. Ne-i vezi căzând pe unii, tu îi ridici pe cale. În dragostea lui Iisus e atât ajutorare. Te-i vezi căzând pe unii, tu îi ridici pe cale.
Închide-te tot, dar în odăița ta și roagă-te în taină, Domnul te va asculta. Iar lacrimile tale El le va aduna. Inima ta rănită El o va mângâia. Iar lacrimile tale El le va aduna. Inima ta rănită El o va mângâia. Să-mi plâng durerea lângă crucea ta. Lasă-mă să-mi plâng durerea, n-am altundeva. Lasă-mă să-mi plâng durerea la tale picioare, să le spăl cu lacrimile mele de durere. Lasă-mă să mă rezem capul eu pe brațul tău, când durerea și suspinul mă apasă greu. Lasă-mă să-ți povestesc toată durerea mea, numai tu, Iisus iubit, mi-o poți asculta. Prietenii m-au părăsit când am ajuns la greu, dar tu m-ai luat pe brațe când nu mai puteam. Câtă bucurie în suflet, Doamne, tu mi-ai dat. Am văzut, Iisus iubit, că tu m-ai iertat. Știu, Iisuse, Domnul meu, că tu mă iubești și pe calea asta îngustă mereu mă sprijinești. Chiar dacă o mamă vreodată copilul și-ar uita, tu, Iisus, cu niciun chip nu ne vei lăsa. Cel neprihănit vreodată de s-ar întâmpla, chiar de șapte ori să cadă, tu-l vei ridica. Că-n iubirea ta, Iisuse, ne vrei pentru tine, că-n răscumpărat cu-n preț ce nu se poate spune. Mai aprinde iubirea
dragostei să ardă până la venirea ta. Că mireasa ta, Iisuse, ia să-n așteptare cu candela iubirea prinse ca cele cinci fecioare. O, Domnul meu, când vei veni să ne duci acasă, te-aștept, Iisus, din zor de zi și noaptea văd se lasă. Dar eu te-aștept cu dragoste în fiecare zi și din inima mea curată te voi proslăvi. Iar dacă viața mea apune cu tine m-oi întâlni, și-atunci de tot greul și-amarul nu-mi voi aminti. Ioan Botezătorul în temniță când a fost pe Mântuitorul. Ucenicii i-a chemat și i-a încredințat până la Iisus să meargă să întrebe cu adevărat. Duceți-vă și ne întrebați, El e Mesia, că nu știu ce să mai cred sau să aștept pe altcineva. Necredință te sănătește, de ce mai ești oare? Tu dărâmi pe cel ce-i slab, dar lovești în cel ce-i tare. Chiar Ioan Botezătorul a avut harul de-a văzut Duhul Tatălui din ceruri că s-a pogorât. Într-un chip de porumbel i s-a arătat și în dreptul lui Iisus i-a s-a așezat. Și cu glasul lui atunci Ioan a strigat, El este acel trimis, Mesia adevărat. El doar pregătesc calea înaintea sa, El este acela care cu Duhul Sfânt va boteza. Cel mai mare din femeie născut pe acest pământ a fost Ioan Botezătorul, trimis și el de Tatăl Sfânt, ca să pregătească calea Domnului Iisus. Și nimic parcă de el, nimic n-a ascuns. Dar când vine încercarea și lovește tare, nu mai știi ce să mai crezi și atunci caz în disperare. Și ucenicii Domnului s-au descurajat la moartea Domnului Sfânt, dar Domnul nu i-a lăsat.
de credință, de nădejde, de ce mai ești oare? Tu dărâmi pe cel ce-i slab, dar lovești în cel ce-i tare. Doamne, ai milă de noi și nu ne lăsa. Când trecem prin încercări, doar Tu ne poți ridica. Mai răsare soarele pe voltăoare, pentru mine, pentru tine, pentru orice om pe lume, soarele răsarea pune. Pentru mine, pentru tine, pentru orice om pe lume, soarele răsarea pune. Că Dumnezeu e milos, iartă omul păcătos. Dacă el se pocăiește și viața și-o sfințește și de rele se ferește. Dacă el se pocăiește și viața și-o sfințește și de rele se ferește. Soarele-ți ne-ncălzești, pe noi toți că ne iubești. Uzi ogorul omului rău și ogorul omului bun, cu aceeași ploaie bun stăpân. Uzi ogorul omului rău și ogorul omului bun, cu aceeași ploaie bun stăpân. Însă unii au schimbat cuvântul tău cel minunat. Ales-au ei ca să se închine la făpturi și nu la tine, o ce te-au întristat, stăpâne. Ales-au ei ca să se închine la făpturi și nu la tine, o ce te-au întristat, stăpâne. Ales-au ei ca să se închine în loc de creator făptură, în loc să trăiască în iubire, ei trăiesc mereu în ură, în loc de adevăr minciună. În loc să trăiască în iubire, ei trăiesc mereu în ură, în loc de adevăr minciună.
le vorbești, dar nu te ascultă. Nu înțeleg a ta poruncă, că-nchinarea adevărată e prin Duhul Sfânt lăsată într-o inimă curată. Că-nchinarea adevărată e prin Duhul Sfânt lăsată într-o inimă curată. Astăzi este ziua ta, omule, când te mai poți înpăca cu Domnul Iisus Hristos, să nu rămâi aici jos, să ai parte de Hristos. Cu Domnul Iisus Hristos, să nu rămâi aici jos, să ai parte de Hristos, omule. Când soarele a dat apune, când vei pleca din astă lume, iar de nu te-ai împăcat cu Iisus cel minunat, vei plânge nemângâiat. Iar de nu te-ai împăcat cu Iisus cel minunat, vei plânge nemângâiat, omule. Păsări nu le poți opri, dar să facă cuib întrânsa poți anul lăsa. Tot la fel și gândurile vin la mintea ta, dacă nu sunt gânduri bune, tu nu le lăsa. Păsărele-ți trec casa, nu le poți opri, și în minte gânduri multe vin, dar nu le cuibări. Păsărele-ți trec casa, nu le poți opri, și în minte gânduri multe vin, dar nu le cuibări. Mai vin pe la mintea ta gânduri de răzbunare, stai pe loc și te gândește de unde vin ele oare. Ce frământă mintea ta, rănești inima zi de zi, iar gura ți va vorbi din prisosul inimii. Dacă-n inima ai iubire, cu iubire vei vorbi, iar dacă-n inimă-i ură, când vei vorbi, vei jigni. Dacă-n inima
iubire, cu iubire vei vorbi. Iar dacă-n inima-i ură, când vei vorbi, vei răni. Mai vine la mintea ta gândul de a judeca. Nu te grăbi, frate iubit, să dai primul cu piatra. Nu te grăbi să dai cu piatra chiar în nimenea. Uită-te întâi la tine, uită-te în viața ta. Uită-te în ochiul tău, scoate-n tăi bârna, ca să vezi mai deslușit paiul altuia. Uită-te în ochiul tău, scoate-n tăi bârna, ca să vezi mai deslușit paiul altuia. Nu lăsa în mintea ta gândul ce te-ar întina. Știi că Dumnezeu Preasfântul îți cere sfințenia. A fi sfânt înseamnă a fi despărțit de orice păcat, în vorbire și în purtare și în gânduri să fii curat. Dacă ai ști tu că la noapte Domnul ar veni, o, ce grabnic tu, creștine, te-ai mai pocăit. N-ai mai nutri planuri rele în inima ta și nici cu gânduri deșarte n-ai lăsat în mintea ta. N-ai mai nutri planuri rele în inima ta și nici cu gânduri deșarte n-ai lăsat în mintea ta. Unde omul nu mai poate, poate Dumnezeu. Ce omul nu poate face, face Tatăl meu. Când ai o problemă grea, vino la Iisus. El ți-o poate rezolva, că așa ne-a spus. Poate Domnul, poate, poate vindeca. El îți poate lega rana, oricât e de grea. Cum striga pe drum odată orbul Bartimeu, fiul lui David, ai milă, vreau să văd și eu. Domnul plin de milă atunci s-a apropiat și cu glasul lui cel blând Domnul l-a întrebat. Spune-mi dar ce vrei să-ți fac, întreabă Hristos. Să-mi capăt vederea, Doamne, eu te rog frumos.
capătă-ți vederea, ai zise Domnul minunat. Iar ochii orbului pe loc s-au luminat. Plini de bucurie atunci lăuda neîncetat pe acela care-n ochi lumina el i-a dat. Poate Domnul, poate, poate vindeca. El îți poate lega rana, oricât e de grea. Iar odată la scăldătoare, un olog de ani de zile aștepta în pridvoare, dar n-avea pe nimeni. De el s-a apropiat Domnul minunat și cu glasul lui cel blând Domnul l-a întrebat. N-ai vrea să fii sănătos? Întreabă Hristos. Of, Doamne, da, cum n-aș vrea, da, n-am pe nimeni. Când se tulbură apa, alții o iau înaintea mea. Eu rămân mereu așa, cu suferința grea. Scoală-te, ridică-ți patul, îi zise Hristos. Eu ți-am înțeles durerea, fii de azi sănătos. Scoală-te, ridică-ți patul, umblă pe picioare. Nu mai trebuie să intri tu în scăldătoare. Poate Domnul, poate, poate vindeca. La oricine leagă rana, că-i bună Mesia. Ce trăim, ne spun că tu vii curând. Pașii tăi îi auzim, mirele nostru cel sfânt. Într-o casă nu se împacă mamă cu fată la altă. Așa scrie în scriptură că va fi vremea din urmă. Ce mult doresc să aud strigarea, iată mirele, iată mirele. Îl iubesc din inima toată, cu o dragoste curată, și o vreau să vin odată. Vremurile de pe urmă vor intra lupii în turmă. Oile s-or dezbina una împotriva alteia. Dragostea se va răci, frații nu se vor iubi. Va fi atâta clevetire că sunt mulți conduși de fire. Dar tu, mireasa mea iubită, mai rabdă încă o clipă. În curând s-a terminat lupta care este grea, și-n ceruri sus te voi lua. Thank you.
aceea mireasa mea strânge în candela ta. Ulei ca să ai de drum, Duhul Sfânt chiar umple ea. Fii fecioară înțeleaptă, ridică-ți privirea-n sus, așteaptă în orice clipă pe mirele tău Iisus. Lasă lucrurile lumii, lasă-le, lasă-le. Nu te împovăra cu ele, că sunt rele, nu sunt bune, și în curând mirele vine. O popor de legământ, botezat cu Duhul Sfânt, prețuiește arduna pentru împărăția sa. Miezul nopții va veni, trâmbița vei auzi, dacă haina n-ai pătat și-ai trăit mereu curat. Ce mult doresc să aud strigarea, iată mirele, iată mirele. Îl iubesc din inima toată, cu o dragoste curată, și eu vreau să vin odată.